Excel, funcții text, partea a patra. Cuprins, funcția repeat, funcția mod, descoperă formula. Funcția repeat generează un nou șir de caractere prin alipirea textului din argument la el însuși de n ori. Exemplul 1. Repetă caracterul steluță de 3 ori. Exemplul 2. Repetă textul ABC de 2 ori. Sarcină de lucru 1. Descoperiți formula care a generat datele din coloana E. În celula E5 a fost editată formula repetă textul mai mic, mai mare, de 7 ori. Sarcină de lucru 2. Descoperiți formula care a generat datele din coloana G. Rezolvare. În celula G5 a fost editată formula repetă caracterul steluță de len cu argumentul C5 ori. Funcția mod calculează restul întreg al împărțirii numărului n1 la n2. Exemple. În celula de 5 este calculat restul împărțirii a două numere situate în celulele B5 și C5, iar în celula E5 apare o informație referitoare la numărul situat în celula B5 care poate sau nu poate să fie divizibil cu 3. Sarcină de lucru 3. Descoperiți formula care a generat datele din coloana C. Rezolvare. Dacă numărul curent al liniei din tabel este impar, atunci în celulă se va edita o singură steluță, altfel caracterul steluță se va repeta de 5 ori. Tema pentru acasă. Descoperiți formula care a generat datele din coloana D. Indicație de rezolvare. Dacă numărul curent al liniei din tabel este număr impar, atunci în celulă se va edita caracterul I mare de tipar, altfel de 4 ori va fi repetat caracterul arond. Vă mulțumesc!